am reușit să câștigăm cu Baia Europa Centrale, nici anul trecut nu am reușit cu echipa celor de la Baia Mare. Trebuie să-i felicităm pentru jocul pe care l-au făcut astăzi. Însă sunt foarte bucuros de reușirea echipei mele. Am demonstrat că avem caracter și că dacă jucăm corect, putem fi mai aproape de cei de la Baia Mare. A fost două reprize diferite. Ce s-a întâmplat în fața? Am terminat pauza în avantaj relativ, apoi în a doua repriză valoarea celor de la Baia Mare plus câteva inexactități ale noastre și au făcut ca diferența să fie aceste reprize pe tabele. Însă, față de meciul trecut din campionat de săptămâna trecută, avem o creștere evidentă. E a treia înfrângere din această sezon cu Baia Mare și probabil și adversarul din semifinală, care o echipă de nebătut. E a treia înfrângere împotriva celor de la Baia Mare, într-adevăr, însă sperăm ca în semifinale să reușim să fim echipa mai bună de pe teren și să putem juca finala pe care o așteaptă toată lumea. Ce faci de mâine la echipă, în general? Eu am fost interimar pentru două etape de campionat și pentru finala cu Europa Central. Cu siguranță că cei care conduc grupul acesta or să tragă linie, or să analizeze și mai multe o să aflați de la ei. România a bătut în 80 cu 15-0 numai prin libere. Era și pe ce să faceți și voi la fel.